Frați și surori, am mai spus că este diferență între laudă și mulțumire, între rugăciunea de laudă și rugăciunea de mulțumire pe care o facem înaintea Domnului. Atunci când avem o rugăciune de laudă, întotdeauna ne concentrăm asupra persoanei lui Dumnezeu, asupra lucrării pe care El o face, a măreției Lui ca persoană. Iar când avem o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului, Atenția este centrată pe lucrarea pe care el a făcut-o, pe ceea ce ne-a dat. De aceea, subscriu la versul acestei cântări și la cântarea care a fost cântată. Să vreau vindecătorul mai mult decât vindecarea. Să vreau salvatorul mai mult decât salvarea. Dar vreau să vă spun ceva, dacă îl avem pe vindecător, avem și vindecarea. Dacă avem salvator, avem și salvarea, pentru că el nu se disociază de lucrările lui, ci împreună cu ele. Vedeți, el vine cu pachetul binecuvântărilor. Exact ceea ce se citea la timpul de rugăciune din Psalmul 103. El îți iartă toate fără de legile tale, și îți vindecă și toate bolile tale. Adică are această capacitate: nu poate nimeni altul să ierte păcatele. El nu iartă doar câteva din ele și spune: Altele nu mai am posibilitatea să iert. El nu vindecă doar câteva din boli și celălalt zice: Sunt neputincios. Nu. El, când acționează și lucrează, acționează în totalitate vis-a-vis -vis de toate nevoile și problemele cu care noi ne confruntăm. Frașii și surori, Vreau să continui înaintea dumneavoastră. Duminica trecută a fost o duminică de sărbătoare pentru Biserica Pentecostală Română. Am vrut să fim împreună și m-am uitat cu bucurie și am văzut că și alte biserici din Australia au menționat centenarul Pentecostal și s-au rugat rugăciuni de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă, pentru providența divină în cei 100 de ani de la începutul Bisericii Pentecostale și până iată astăzi, când Dumnezeu ne-a purtat și ne poartă în continuare de grijă. De aceea, duminica trecută am adaptat, să spun așa, toată slujirea, mesajele în direcția respectivă, fiind în acord și cu celelalte biserici și, bineînțeles, cu tematica zilei respective. De aceea am spus că aș dori să continui înaintea dumneavoastră pentru duminica aceasta un mesaj care l-am întrerupt în urmă cu vreo trei săptămâni înainte de a pleca în România în campania de evangelizare. Discutam despre judecata lui Dumnezeu și, în mod special, discutam despre judecata de răsplătire. Vreau doar să vă aduc aminte, ca să putem să facem o legătură între ceea ce prezint în această dimineață înaintea dumneavoastră și mesajele care au fost în luna trecută și ultimul mesaj în contextul acesta. Am plecat de la un verset din 1 Petru din capitolul 4, unde scrie foarte clar judecata stă să înceapă, deci e gata să înceapă și Dumnezeu e Dumnezeu al ei. Judecata nu va începe la nimereală, într-un mod haotic, ci spune judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Adică primii care vor trece prin filtru unui verdict din partea lui Dumnezeu, primii care vor sta în cântarul lui Dumnezeu, dacă pot să mă exprim în felul acesta, uitați-vă, vă rog frumos, la un cuvânt, azi dimineață m-am uitat la versetul acesta, mi-a plăcut foarte mult, 1 Samuel, capitolul 2 și versetul 3. Ascultați-vă vă rog cuvântul acesta, zice, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, și să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie. Deci asta doar la cuvinte. De ce? Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul. Putem spune, Dumnezeu știe absolut totul. Și ascultați, vă rog, aici finalul acestui verset. Și toate faptele sunt cântărite, dacă mi este permisă expresia, toate faptele sunt analizate. Deci vă rog, când spunem toate, spun toate. Deci nu spunem parte, câteva din ele, unele, altele nu. Deci când spunem toate vor fi cântărite, analizate și apoi judecate în sensul de verdict pe care îl va da, toate sunt în atenția lui Dumnezeu. Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și când e vorba de judecata celor credincioși, am vorbit în primul rând, doar am menționat înaintea de noastră judecata aceea pozițională când păcatele noastre venite cu ele la cruce, prin credința în Domnul Isus Hristos, au fost judecate, au fost puse în seama jertfei Domnului Isus Hristos și de acolo încolo noi suntem aceia care prin credință am primit această eliberare, această slobozenie. Deci acum, dar nu mai este nicio condamnare, nicio osândă pentru cei care sunt ai lui Isus Hristos. Roman, capitolul 8 și versetul 1. Apoi ne-am uitat într-un mesaj la judecata corectivă sau la disciplina lui Dumnezeu și mă gândeam când au cântat iară grupul Filadelfia la psalmul 23. E atât de important cum vezi judecata aceasta, că poți să te mâni și poți să te superi sau poți să vezi că de fapt toiagul și nuiaua te mângâie. O poți vedea, toiagul, toiagul și nuiaua e tot toiag și nuia. Dar e foarte important cum o percepi. Poți să o percep ca și o lovitură pe care păstorul ți o dă, în sensul de a te distruge, sau poți să o vezi ca și un toiac și o nuia care, la urma urmei, te corectează, te mângâie și te duce în direcția în care trebuie să mergi. Asta face, de fapt, Dumnezeu prin judecata corectivă sau prin disciplina pe care, în anumite situații, Dumnezeu este nevoit să o aplice. Am ajuns la al treilea tip de judecată și am zis judecata de răsplătire. În 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 10, dacă vă uitați cu atenție la tot contextul acestui pasaj, mesajul este legat de cei credincioși. Eu știu că am predicat de multe ori din versetul acesta, l-am scos din context nu în sensul de a da un alt sens cuvântului, ci de a scoate în evidență un adevăr că, la urma urmei, toți oamenii vor sta înaintea lui Dumnezeu. Dar aici e vorba special de cei credincioși. Și spune că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos. Vedeți, e diferență între scaunul de judecată a Lui Hristos și scaunul mare și alb din Apocalipsa, din capitolul 20, în care toți se vor înfățișa, dar după învierea morților, după, după mileniu, fiind a doua înviere. Dar toți ne vom înfățișa ca și credincioși înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos, ca să primim răsplata, frați și surori, să primim răsplata pentru binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam în trup. Adică pentru toate acțiunile, atitudinile, gândurile, vorbele, atitudinea pe care am avut-o în contextul acesta al slujirii, al relaționării mele cu Dumnezeu. Când vorbim de răsplată, trebuie să facem distinția între ce înseamnă mântuire și răsplătire. Spune Apostolul Pavel la un moment dat în 1 Corinteni, în capitolul 3, că despre unii își vor pierde răsplata, vor fi mântuiți, ca prin foc și aș spune chiar un semn de întrebare. Dar nu eu sunt cu problema aceasta a mântuirii și a răsplătirii, asta este în exclusivitate a lui Dumnezeu și sunt recunoscător pentru lucrul acesta, pentru că noi vrând nevrând suntem subiectivi. Indiferent cât de eu știu, matur spiritual am fi, toți suntem subiectivi, tot nu avem poate cea mai bună apreciere, dar îmi place atât de mult că atunci când e vorba de judecat aceasta de răsplătire pe care o va face Domnul, ascultați vă rog frumos ce spune Isaia în capitolul 11 al cărții lui, zice în felul următor. Plăcerea lui, versetul 3, Isaia 11 cu 3, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, adică fața omului, nici nu va hotărâ după cele auzite. Zvonurile n-au de-a face cu Dumnezeu. Noi suntem slabi și avem de-a face cu zvonurile. Dar Dumnezeu nu are de-a face cu zvonurile, da? Ci va judeca și va hotărâ cu nepărtinire. Deci va fi corect și drept în toate analizele pe care le va face. Una este mântuirea care e prin credință prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, dar faptele își au și ele greutatea, pentru că imediat în Efesenii, în capitolul 2, apare afirmația aceasta, Dumnezeu a și pregătit faptele bune în care să umblăm, care să fie la un moment dat cântărite, analizate și răsplătite de către Dumnezeu. Frașii și surori, încă un gând pe care l-am adus înaintea dumneavoastră data trecută a fost legat de ce va determina răsplătirea. Și am spus că sunt cel puțin trei lucruri importante, posibil să fie mai multe, m-am oprit asupra la trei, trei care vor determina răsplătirea, dar trei care vor determina și diversitatea răsplătirii. La asta am să mă refer în minutele care urmează, legate diversitatea răsplătirilor. Dar sunt trei lucruri foarte importante care trebuie să ne definească, trebuie să ne caracterizeze dacă privim spre răsplătire. Un adevărat credincios se îngrijește de slujire pentru că știe, zice, la un moment dat Moise a decis să meargă cu poporul lui Dumnezeu și să sufere împreună cu Dumnezeu pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Un adevărat credincios este caracterizat, este definit de dorința de răsplătire. El știe că la un moment dat se prezintă înaintea lui Dumnezeu și știe că la un moment dat Dumnezeu cu dreptate va analiza absolut toate lucrurile și va fi, în primul rând, o răsplată și va fi și o diversitate a răsplătirii. Ce determină răsplata? În primul rând, osteniala, fiecare își va primi răsplata după osteniala lui. În al doilea rând, dedicarea, pasiunea în lucrare, ce ai făcut, ai făcut din toată inima. Ca pentru domnul, spune apostolul Pavel, și bineînțeles, calitatea lucrării. Va fi focul. Vedeți, există mai multe, eu știu, metafore biblice prezentate vis-a-vis -vis de judecată. În 1 Samuel, în capitolul 2, cântarul Dumnezeu cântărește. În 1 Corinteni, în capitolul 3, e vorba de focul judecății. Cântar, foc. Și toate aceste afirmații metaforice scot în evidență acțiunile lui Dumnezeu și atitudinea pe care Dumnezeu o, avea, o va avea în contextul acela. Zice, dacă lucrarea cuiva zice e aur, argint sau pietre scumpe sau lemn, fân și trestie, se va vedea în ziua aceea când totul va trece prin foc. Dacă e o lucrare de calitate, adică dacă e aur, argint, pietre scumpe, o lucrare valoroasă, ostenială pasiune, suflet în ceea ce faci, atunci lucrarea aceea rămâne în picioare. Dacă lucrarea aceea e pentru slava lui Dumnezeu și nu pentru o ambiție personală, orgolii personale sau așa mai departe, dacă lucrarea aceea îl onorează pe Dumnezeu, spune Scriptura, lucrarea rămâne în picioare și își va primi răsplata. Dar dacă îi lemn fân și trestie, adică nimic, focul le va arde, nu va rămâne nimic, nu e o lucrare de calitate, asta vrea să scoată în evidență cuvântul lui Dumnezeu. N-are ce să răsplătească Domnul. Deci înainte de răsplată, vă rog rețineți, e judecata răsplătirii. Înainte de a intra în moștenire și în binecuvântarea răsplătirii, e și judecata răsplătirii, pentru că pe de-o parte Domnul evaluează ceea ce ne-a determinat și după aceea Domnul uh, va și avea o diversitate de răsplătiri. Vreau să prezint înaintea dumneavoastră gândul acesta pentru că m-am gândit la această diversitate a răsplătirilor. Oare nu este părtinire în ceea ce privește atitudinea pe care Domnul o are? Faptul că va fi la un dat o diferențiere. Frașii și surori, să știți că va fi o diferențiere. Asta nu o spun eu și efectiv dacă mă uit cu atenție, ne uităm cu atenție, vom extrage uh, adevărul acesta din Scriptură. Uh, Vă aduc aminte de Luca 19, versetul 17 și versetul 19 după aceea. E vorba de pil pilda polilor. Cel care a avut, eu știu, o lucrare eficientă, dice primește a 10 cetăți. A fost unul care a ostenit în lucrare, a primit de la Domnul un pol, polul acela l-a investit și i-a dat o responsabilitate pe măsura slujirii pe care a avut-o. Versetul 19, tot din Luca 19, iar altul zice, primește cărmuirea cinci cetăți. Ceea ce mă califică pentru acolo este aici. Ceea ce va determina diversitatea răsplătirii este modul în care aici am slujit responsabilitatea și actitudinea și acțiunile și tot ceea ce m-a caracterizat. Aceea îl va influența la un moment pe Dumnezeu să și ia o decizie finală. Cinci cetăți, zece cetăți. Vă aduc aminte de pilda talanților. Iară sunt două pilde care scot în evidență aspectul acesta. Unul a primit cinci, a lucrat cu ce a adus al cinci, deci a fost eficient și a zis, bine, intră în moștenire. altul a primit doi și a adus doi, asta înseamnă slujire de 100%. Unul a primit unul și nu l-a investit, măcar unul să fie adus înapoi. N-a adus absolut nimic și Domnul a zis, răsplătire nu există, rob viclean și leneș, bun de gură, dar rău de lucru, diferență și vine analiza și vine judecata și vine focul și vine cântarul și dacă vreți și alte metafore care sunt prezentate în Scriptură, tocmai ca să ne atragă atenția vis-a-vis -vis de aspectul acesta. Uitați-vă, vă rog, și la Daniel 12 cu 3. Daniel, capitolul 12 cu 3, e tot vorba de răsplătiri și spune cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele, în veci de veci. Deci răsplătirea e pentru totdeauna. Unii vor străluci ca cerul. Apostolul Pavel preia parcă ideea aceasta în 1 Corinteni, în capitolul 15 și versetul 41, și spune, fraților, una e strălucirea soarelui, alta e strălucirea lunii, alta e strălucirea stelelor. Dar și stelele între ele au o strălucire diferită. Și de regulă când interpretăm pasajul acesta din 1 Corinteni 15 cu 41, îi se aplică acest pasaj răsplătirilor și mai ales diversității de răsplătiri pe care le vom avea. Da, zice Scriptura, va fi o răsplată. Aș vrea să ne alimentăm cu gândirea aceasta, Asta ar trebui să ne determine, să ne influențeze în vremea aceasta în care e o inversare de priorități, în vremea aceasta în care cheltuim și investim mai mult în confortul nostru personal și în disconfortul spiritual și o facem cu propria noastră investiție. Cred că Biserica este chemată și nu numai la Filadelfia mă refer, ci Biserica de pretutindeni, în vremurile acestea, vorbim de revenirea Domnului. Știți ce spune cuvântul Domnului și permiteți-mi să vă citesc și afirmația aceasta din Apocalipsa, din capitolul 22, versetul 12. Ascultați-o, rog! Apocalipsa 22, cu 12. Iată, eu vin curând și răsplata, interesant. Nu zice, iată, eu vin curând și mântuirea este cu mine. Și spune, și răsplata este cu mine. Zice, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Deci, mântuitorul când se va întoarce, frașii și surori, dragii mei, Mântuitorul, când se va întoarce, se va întoarce cu răsplătirea. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, în capi 2 Timotei capitolul 4, versetul 7 și 8: M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Trei lucruri importante: luptă, alergare și credință păzită. M-am silit în direcția aceasta. De acum, zice versetul 8, ascultați, de acum mă așteaptă cu una, e vorba de răsplată, de acum mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mă va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept. Și acum vă rog, ascultați, și nu numai mie, zice Pavel, să fii pe același calapot cu Pavel, să fii la același nivel cu Sfântul și Marele Apostol Pavel care se luptă lupta cea bună, care îi sprăvește alergarea și care păzește credința. Și vine Pavel și spune, eu sunt împreună cu voi. Se zice, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Iubirea venirii Dumnezeu Dumnezeu ne motivează spre răsplătire. Nu doar că vorbim că Domnul vine. Nu doar că vom cânta Domnul vine în curând maranata, aleluia, și ne ia să ne ducă cine e gata. Și chiar să iubim venirea Lui. Să fie pasiune în direcția aceasta. Să ne dorim cu adevărat și să spunem, biserica adevărată spune în permanență, vino, Doamne Iisuse! Amin. Pentru că vrem să stăm cu tine și vrem să avem parte în final de răsplătire. Asta e direcția bisericii și asta a fost de 2000 de ani și asta nu va schimba nimeni niciodată. De aceea, e atât de important să ne uităm la această diversitate de răsplătire, fașii și surori. Unii vor să ca soarele. Înseamnă că are ce să le dea Domnul datorită slujirii pe care au făcut-o. Alții vor, sluji, ca luna, alții ca stelele și și strălucirea stelelor iarăși este diferită. I-am auzit pe mulți spunând atunci când vorbim de mântuire, de răsplătire, de cer, frate, în spatele meu să se închidă ușa. Nu mă interesează unde sunt. Frașii și cine se joacă cu aspectul acesta? Eu pun un semn mare de întrebare dacă chiar este mântuit. Le spuneam de multe ori la evangelizare când predicam în România, spuneam în felul următor, cine crede că ușa îi se închide în spate, se ia bine seama că nu cumva să îi se închidă chiar în față. Știți că există o categorie care au venit și au zis, Doamne, Doamne, deschide -ne! Și au ajuns să bată la ușă. Păi dar ai fost pe ulițe, noi te-am ascultat, am fost membri în biserica cu tare și puneți ce biserică vreți dumneavoastră. Și vă spune, plecați, nu vă cunosc. Păi dar noi am făcut cu tare și cu tare lucru, nu vă cunosc. Deci atât de important să înțelegem aspectul acesta. Mesajul pe care îl, îl aduce Scriptura înaintea noastră. Una e judecata de poziție pozițională, alta e judecata corectivă în care Domnul ne aduce la starea care trebuie să ne aducă și alta e judecata de răsplătire. Toate aparțin lui Dumnezeu, să știți. Judecata este a Domnului și spun și în dimineața aceasta, măriți și binecuvântat să fie numele Domnului. Diversitate de răsplătire, diversitate. Îmi place o afirmație pe care o face apostolul Petru. Puneți-vă rog frumos. 1 Petru, capitolul 1, versetul 7, și vreau să vă uitați cu atenție, poate ne-am gândit de prea puțin ori la aspectul acesta, dar să știți că există o ordine cronologică, exact așa se vor derula lucrurile. Nu că o zic eu. Și pentru că îmi place să cred că Dumnezeu întotdeauna rânduiește lucrurile, așa cum trebuie să fie ele ordonate și rânduite încercarea credinței voastre, mai scumpă decât aurul. Și apoi uitați-vă la partea a doua, zice să aibă ca urmare, vă rog le țineți, să aibă ca urmare, 1. lauda, 2. slava, 3. cinstea, legate de arătarea Domnului Iisus. Vorbeam și spuneam că răsplătirea vine la revenirea Domnului. Când Domnul va veni, vine cu răsplătirile după el. Noi ne vom învățișa înaintea scaunului de judecată și vom primi răsplata pentru binele sau răul care l-am făcut. Pentru investiția pe care am făcut-o, pentru osteniala pe care am avut-o, pentru pasiunea în lucrare, pentru calitatea lucrării. Dar vă rog, uitați-vă la ordinea aceasta, zice, lauda, slava și cinstea. Toate sunt pentru noi. Acum, eu știu că între noi de multe ori există și s-a băgat și duhul acela de invidie. Și chiar dacă cineva face o lucrare bună, nu le lasă Duhul de invidie să apreciem lucrarea. Dar știți ce îmi place? Dumnezeu nu invidios. Dumnezeu nu invidios. Și Dumnezeu în momentul, primul lucru pe care îl va zice, în momentul în care vom veni înaintea Lui, va fi un cuvânt de laudă, de apreciere. Și cum va zice? Bine, rob, bun și credincios. Extraordinar. Înainte să-mi dea orice altceva, înainte să mă pună într-o poziție, înainte să-mi dea o curună sau orice altceva în contextul acesta al răsplătirilor, primul lucru pe care îl va face, va avea un cuvânt de apreciere la adresa noastră. Va avea un cuvânt. Dice, lauda! Frați și surori, haideți să ne analizăm în dimineața aceasta de 18 septembrie 2022. Are Domnul ce lăuda la noi? Are Domnul ce aprecia la noi? Pentru că dacă cu asta începe, să nu credeți că sare peste asta. Dacă nu are ce lăuda, nu are nici slavă să ne dea. Și dacă nu-i slavă, nu-i nici cinste. Totul pleacă de aici. Are? E o întrebare pe care fiecare și-o pune în dreptul lui. Eu o lansez în această dimineață cu prilejul acestui mesaj. Dar fiecare se analizează și-și cunoaște cel mai bine viața, modul în care se relaționează între el și Dumnezeu. Între El și Dumnezeul care va judeca. În primul rând, lauda la arătarea Lui Hristos. În al doilea rând, slava. Abia atunci intrăm în adevărata poziție a slavei. Spune Apostolul Pavel, eu cred că suferințele de acum și problemele prin care trecem, lucruri care uneori ne îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, nu pot fi puse alături de slava viitoare care va fi arătată. Frașii și surori, să fim îmbrăcați cu slavă. V-ați imaginat? Bine, n-am trecut de obicei, ne uităm la experiențe și experiențele formează o idee. Cum îi să fim îmbrăcat cu slavă? Nu știu. Dar știu că se va întâmpla. Dar mai mult cinstea, aici e deja poziția. Sai, poziție de cinste. Unii mântuiți ca prin foc, fără răsplată. Cum se vor uita ăia la cei care vor fi mântuiți și răsplătiți? Mântuiți și răsplătiți. Ce cinste vor avea? Imaginați-vă, vă rog frumos, îngerii care slujesc, îngerii care au fost creați, duhuri slujitoare, se vor uita la cei mântuiți, care sunt și răsplătiți. Și ce cinste vor avea Biserica Domnului Isus Hristos. în înviere, răpire, plecare în împărăție, să stai pentru totdeauna cu Isus Hristos, să nu te mai dai spars niciodată de El. oh, ce lucruri extraordinare ne așteaptă! De ce e atât de important și am vrut să menționez versetul acesta înaintea dumneavoastră. La arătarea lui Isus Hristos va fi laudă, apreciere, va fi slavă, îmbrăcare în glorie și nemurire și va fi cinste, o poziție pe care o vei avea în toată slujirea și toată lucrarea aceasta în care Domnul ne va introduce pe fiecare dintre noi. Eu spun în această dimineață: mărit să fie în numele Domnului, binecuvântat să fie El în vecii vecilor. De aceea se merită orice efort, frați și surori. De aceea se merită să vii la repetiții. Chiar dacă alții preferă comoditatea, chiar dacă alții preferă plimbarea, când e repetiție, e repetiție, când e biserică, e biserică, când e studiu, e studiu și așa mai departe, când e rugăciune, e rugăciune. Pentru că este cineva care contabilizează, e cineva care adună, e cineva care strânge, e cineva care la un moment dat le pune pe cântar și e cineva care la un moment dat le trece prin foc. Și apoi va veni lauda, slava și cinstea. Citeam din a doua epistolă pe care o scrie Apostolul Pavel către Timotei și el spunea: Când se va arăta Domnul, îmi va da o cunună. În limbajul biblic, răsplătirile poartă denumirea de cunună. Poate că pentru noi nu are foarte multă relevanță, dar pentru cei din lumea aceea, din timpul acela, când pentru orice slujire, orice efort, mai ales în, și în domeniul acesta al sportului, se primea, tot apostolul Pavel scrie, zice, toți aceia care aleargă la opște, zice, aleargă, se și așa mai departe, ei fac lucrul acesta pentru o cunună care se vestejește. Noi, zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 9, zice să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Atenție! Deci răsplata pe care o vom primi va fi o răsplată de plină și va fi o răsplată care rămâne pentru totdeauna. Nu se mai schimbă. Dumnezeu nu zice, mă, îmi pare rău că ți-am dat răsplătirea așa, să vină înapoi, că reevaluez. Noi mai avem și atitudini de genul acesta, avem o atitudine, apoi ne schimbăm dintr-o dată. v suntem subiectivi. Astăzi suntem într-un fel, mâine s-ar putea să fim în total altă poziție, și așa mai departe. Tocmai de aceea, Domnul a zis: Nu-i treaba voastră judecata, nu-i treaba voastră răsplătirea, nu-i treaba voastră mântuirea, asta e problema mea și voi doar trebuie să fiți beneficiari și să faceți ce trebuie să, să faceți. Ei, dar când e vorba de, de alergare, de lucrare aceasta, zice să facem pentru o cunună care nu se poate veșteji. O cunună care rămâne pentru totdeauna și. Dacă vă uitați cu atenție în Scriptură, veți vedea că termenul acesta de cunună în sensul de răsplătire apare de mai multe ori. În originalul grecesc, cuvântul tradus în limba română cunună vine din doi termeni grecești, doi termeni uh, originali. Cunună tradus în limba română este și cuvântul diadema. Dar întotdeauna când se vorbește de diademă, se vorbește despre o cunună regală, despre cununa împăratului. Ați văzut imaginea care a fost pregătită pentru tema din dimineața aceasta, era o cunună acolo cu, cu perle pe ea, aia este o cunună regală, o cunună împărătească, vedeți? Acum, până acum, în urmă cu câtva timp, regina Elisabeta purta coroana regală. Charles nu mai se uita la ea. S-o fi gândit el mult la coroana aceea, dar asta e, a fost a mamei lui. E, acum a luat cu luna regală. Aia nu mai poate porta nimeni. Și nu există două la fel. O singură, apă, există falsuri, aia altceva. Dar există o singură coroană și aia o poartă doar regele sau regina Angliei, așa cum a fost cazul. La fel este și cu uh, coroana Domnului. Uh, în uh, Apocalipsa 19 cu 12, vă rog să vă uitați și la versetul acesta, 19 cu 12 spune așa ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești, original diadema, și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Dar când e vorba de cununa răsplătirilor, cuvântul care este folosit în original este cuvântul Stefanos. Stefanos, Este și o librărie la București, de aici se trage, să știți. O carte te răsplătește cu înțelepciune, da? mai mult decât un YouTube sau mai mult decât orice altceva. O carte citită aduce mult mai mult în, în mintea noastră. De aceea, probabil că e și ideea aceasta de Stefanos la o uh, librărie. Sunt cel puțin trei tipuri de cunună. Trei tipuri de cunună. Există cununa vieții, Apocalipsa 2 cu 10. Iată, vei avea un necaz de 10 zile, zice acolo Scriptura. Diavolul va arunca pe unii dintre voi în temniță ca să vă încerce, dar zice în felul următor finalul, fi credincios până la moarte. Cu luna vieții, din contextul acesta, înțeleg că este oferită celor care rămân credincioși până la capăt, indiferent de situațiile prin care trec. Indiferent de contextul care vine, chiar dacă la un moment dat e nevoie chiar de martiraj. Fii credincios, zice, până la moarte. Acum putem să interpretăm moarte, fie că e vorba de moarte de martir, fie că e vorba de finalul vieții. Și îți voi da cu luna vieții. Cu luna vieții este pentru categoria aceasta. Apoi în 2 Timotei, în capitolul 4, versetul 8, e cu luna neprihănirii. Apostolul Pavel vine și spune, voi primi cu luna neprihănirii. Cu aceasta este pentru toți care iubesc venirea Domnului. Deci, foarte important, ceea ce mă va califica pentru Cununa Neprihănirii este atitudinea pe care o am vis a de Venirea Domnului, care mă influențează, care mă determină, care mă stimulează la atitudine, la, la slujire, la uh, devotament față de tot ceea ce înseamnă momentul acela când Domnul se va întoarce. Și a treia Cunună, pe care o menționează scriptura ca Stefanos, este Cununa Slavei. 1 Petru, capitolul 5, versetul 4. 1 pentru capitolul 5, Apostolul Petru vorbește slujitorilor, vorbește prezbiterilor și spune în felul următor, păstoriți bine, slujiți bine, investiți-vă bine în lucrare. Este un cuvânt și pentru viitorii frați pe care vrem să-i investim în lucrare de slujire, atât ca prezbiter cât și ca diaconi și zice aici așa, și când se va arăta păstorul cel mare, pentru că, la urmă, toți păstorii au un păstor, toți prezbiterii au un păstor, toți diaconi au un păstor. Și marele păstor al lor este Isus Hristos Domnul, mărit să fie numele Lui. Când se va arăta păstorul cel mare. Zice veți căbăta cu una. Ce cu una? cu una slavei care nu se poate vesteji. Trei tipuri de cunun, trei tipuri de răsplătiri. Pentru trei categorii, aș putea spune. Cununa una vieții, cu una neprihănirii, și cu luna slavei. Și toate acestea, Domnul le promite. Dar am găsit un lucru care mi se pare foarte interesant și trebuie să-l menționez înaintea dumneavoastră. Uitați-vă, vă, vă rog frumos, la Matei, capitolul 10, versetul 41 și 42. Îmi place gândirea pe care Dumnezeu o are, demolează orice tip de gândire, să știți. Cel puțin din punctul nostru de vedere, dacă vreți chiar al meu, nu cred că lucrurile s-ar încadra în vis-a-vis uh, -vis de răsplătire sau de a face ceva în contextul acesta. Dar Dumnezeu are un alt mod de apreciere, are un alt mod de gândire. Și vreau să vă uitați la versetele acestea cu atenție. Versetul 40 și versetul 41. Vă rog, rețineți. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis. Și acum versetul 41. Cine primește un proroc în numele unui proroc, vă rog rețineți, va primi răsplata unui proroc. Extraordinar. Deci tu n-ai prorocit în viața ta. Tu n-ai zis niciodată așa vorbește Domnul. N-ai zis niciodată de la amvon vreun cuvânt profetic sau vreo lucrare. Și primești răsplata unui proroc, a unui lucrător, a unui slujitor, a unui om investit în lucrare, pentru că ai avut o atitudine corectă față de omului Dumnezeu. Nu știu, v-ați gândit la aspectul acesta vreodată? Să primești răsplata unui proroc, deși n-ai fost proroc. De ce? Că l-ai primit. Că ai avut o atitudine corectă față de el. Frați și sorori, Domnul ne vorbește în direcția aceasta. Nu ne place totdeauna ceea ce ne spune Domnul. Dar să știți că în tot ceea ce ne spune, ne spune bine. Ne spune spre binele nostru și spre binecuvântarea noastră. Merg mai departe. Cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, dintre acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun, că nu-și va pierde răsplata extraordinară. Am vrut să subliniez înaintea dumneavoastră aspectul acesta. Să nu prorocești și totuși să ai răsplata unui proroc. Este e un lucru pe care numai Dumnezeu îl poate face în dreptatea lui să primești un om neprihănit, un om al lui Dumnezeu și să primești răsplata lui, a unui om dedicat, a unui om slujitor înaintea lui Dumnezeu. Asta numai Dumnezeu poate să facă. De aceea e atât de importantă relația, atitudinea, modul în care, în care ne relaționăm și ne raportăm. Pentru că toate acestea la un moment dat, frați și sunori, dragii mei, vor sta înaintea lui Dumnezeu, pe cântarul lui Dumnezeu, în focul lui Dumnezeu sau dacă vreți orice altă metaforă pe care o putem găsi pe paginile Sfintelor Scripturi. Am mai vrut să subliniez înaintea dumneavoastră un aspect, pentru că există și un avertizment în ceea ce privește răsplătirea, dar probabil cu altă ocazie o să prezint și înaintea dumneavoastră, dar poate chiar un mesaj legat de avertizmentul răsplătirilor. Avertizmentul, zice, păziți-vă ca să aveți o răsplată de plină. E posibil să n-ai răsplată, frați și soror, vă rog, ascultați-mă. E posibil să fi avut stadii vechi, să te fi născut într-o familie de credincioși, să fi venit la biserică destul de regulat și să fi fost în biserică, să fi ascultat zeci și sute de mii de predici, poate, în biserică și pe YouTube și în final să fie zero, să nu fie nimic. Păziți-vă, zice, ca nu cumva să vă pierdeți răsplata de plină. Cât despre ei, spune Apostolul Pavel, vor fi mântuiți, dar fără nicio răsplată, absolut nimica. De aceea, Domnul să ne ajute să înțelegem aspectul acesta. Am vrea să finalizez prin a vă citi o poezie. O poezie care, la urmă, noi cred că este și, dacă nu greșesc, și cântare. Ascultați-vă, rog frumos, ce spune. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? suflete nu-i pot aduce nici un singur snop măcar. De acum eu sunt cu Isus. De acum eu sunt cu Isus. Moartea nu mă tulbură. Dar să merg cu mâna goală, asta e ce mă supără. Știți ce zicea la un moment dat un muribund? Zice, nu mi-e frică să mor. Un muribund, un om care era pe patul de moarte. Zice, nu mi-e frică să mor. Știi ce era? Zice, mi-e rușine să mor. Repet, nu mi-e frică să mor, dar mi-e rușine să mor. Pentru că după moarte urmează judecata. Anii mei pe care i-am pierdut încă o dată de a reveni, să lucrez doar pentru Isus cât de fericit aș fi. Voi creștini de la Filadelfia, lucrați cu râvnă, tot înainte să zoriți, aduceți pe mulți la Isus atât timp cât mai trăiți. Și noi fiecare să spunem, Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin.